Salut, prieteni, la o nouă zi de joi. Soca Super Liga, aici unde vă spuneam, este transmis în direct pe postul de televiziune Wii Sport și astăzi vă propunem trei meciuri puternice. Este vorba de Tehmet, în primul meci cu cei de la Click Media. Spuneam, nu întâmplător, este Liga Națională și aici, pentru că sunt cei mai tari din cei mai tari, se încurcă, prieteni, jucătorii de la Tehmet și probabil, iată, avem o lovitură liberă, un hands comis de cei de la portarul de la Tehmet. Iată, priviți ce cu mâna a oprit. Reușește Criciumari să rețină acest balon. Intră în combinație și Negara, dar iată, ocazie bună pentru cei de la Tehmet, care spune că noi aici nu jucăm futsal, noi jucăm fotbal. Da, noi jucăm mini fotbal și e diferit. Totuși trebuie să te miști altfel, pasă diferit. Iată ocazie bună al celui ași jucător. Avem reluare, ia priviți ce face aici Obadă. Nu a reușit Lisa să-l închidă până la urmă, dar din fața televizorului sau de sau cred de aici, că de aici e mai interesant. Cred că putem să invităm și spectatorii noștri aici pe teren. Iată ocazie mare, prieteni, Obadă. Vezi că este Andrei Negară și Victor Negară, de foarte mulți se încurcă. A, ocazie mare! Gol! Și gol! Marchează Krasnov, prieteni. Gol marcat de Click Media. Criciumar și antrenorul lui de la Tehmet, cu siguranță a doua repriză va fi una superbă. Suprem. Da, prieteni, vă așteptăm în a doua repriză. Obadă din nou, ar putea să joace doar Obadă, mai are nevoie de un culeg ca să-i mai da mingea înapoi, îți dai seama, pentru că atât de mult ține de minge. Vasilievski cu piciorul stâng, Doamne, ce face, ce paradă bună! O paradă foarte, foarte bună, da. Spuneam, este vorba de Kirinciuk Anatolii, cu numărul 98. Conform Criciumari spunea că ai jucat cu el. Dar mulți din cei jucători care sunt aici, iată ce ocazie, da. Din degajare surprins, putea fi gol. Surprins a fost. Iar și apără Kirinciuk. Kirinciuk. Da? Eu am pronunțat de cele mai multe ori două nume. Obadă. O contraatacă. Din nou, va fi complicat să șuteze. Shoot. De acolo Lașcu. Șansă foarte bună. Și... știi care este? Uite ce pasă cu călcâiul. Iată o ocazie bună, Krasnov, dacă nu marchează, salvează din nou Kirinciuk. Scoate, să nu se împiedice. Jucătorii au mai fost o fază în prima repriză în care Golovatenko și Negara s-au încurcat și mai n-au marcat. Obadă în conșut. Obadă. Salvează din nou Kirinciuk. E unul din jucătorii care, spuneam, joacă în România, dar se pare că ai noștri cei mai buni... Gol! Și iată, gol marcat, egalează. Dar egalează, vă spuneam. Cred că a marcat numărul capitanul echipei de la Tehmet. Este vorba despre Laur Ion. Aici în parcul la izbor, însă vedem ce o contraatacă. Obadă este la balon. Refuză să paseze și apără din nou Kirinciuk. Nu vedem că se grăbească. Iată, dacă îi spunea cineva la ureche, e ultima fază, probabil șuta. Da, dacă mă auzea pe mine, cred că era și un șut. Probabil cu gol, însă nu știm. Avem bulituri aici în parcul la izbor, FC Tehmet și FC Click Media. Primele 30 de secunde, un șut și este gol înscris de Gurgurov. Gurgurov totuși reușește să-l învingă pe Cuban, cel care a ieșit special pentru bulituri aici pe teren. În poarta la cei de la Click Media este Makoviciuk Andrei. Totuși Suvorov încearcă să-l învingă. Șut apărat de Makoviciuk. Suvorov ratează. Până în momentul de față avem 1-0 pentru Click Media. Cel care se pregătește este numărul 10. Să facă ceva. Obadă în viteză. Un dribling superb. Șut și este gol. Gol înscris de Obadă. A doilea gol scăpat de Artom Cuban și până la momentul de față se pregătește Negară. Însă avem un 2-0. Este victorie pentru Click Media. Negară la balon. Negară tot în viteză. Foarte bine driblează. Șut și bară gol. Bară gol pentru Negară.
Scorul este de 2-1, totuși mărește șansele pentru echipa Tehmet. Dacă marchează Cristian, este final de meci. Pătrunde în viteză Cristian, un dribling. Șuci, este gol! Gol! Numărul 9, Cristian a făcut diferența și în meci. Primul gol care a fost marcat de 1-1 între Click Media. Și Click Media câștigă acest meci și...